22 aprilie 1850, la Năsăud s-a născut Veronica Micle. De ce o omagiem? Pentru că, odată pentru că suntem atât de aproape de această dată calendaristică, dar și pentru că a avut un rol esențial în viața și în biografia lui Mihai Eminescu și în creația sa artistică. Pentru a vă face o imagine, pentru că noi nu o știm decât ca prietena, să-i spunem, lui Mihai Eminescu, vă voi prezenta aici pagina din România Literară, revista Uniunii Scriitorilor din România, unde pe o pagină întreagă, iată, este prezentată Veronica Micle în ceea ce înseamnă personalitatea ei artistică și cu câteva adaosuri legate de ceea ce înseamnă literatura feminină la noi. Veronica Micle și Mihai Eminescu și-au datorat unul altuia într-o reciprocitate fertilă și-au datorat unele poziții din literatura română. Dacă n-ar fi fost Veronica Micle, noi n-am fi avut poezia de dragoste a lui Mihai Eminescu. Dacă n-ar fi fost Mihai Eminescu, Veronica Micle nu am fi vorbit despre Veronica Micle ca despre o personalitate a literaturii române. Pentru că ea este, totuși, este o poetă. Vă voi prezenta doar volumul acesta, volumul Poezii, apărut la editura Pentru Literatură în 1969 și în care se află poeziile publicate de Veronica Micle, la îndemnul, la încurajarea lui Mihai Eminescu și imediat voi da citire unor texte de aici, dar până atunci, pentru că circulă foarte multe legende legate de relația dintre cei doi, cel mai bun rezumat al acestei relații l-a realizat Mihai Eminescu. Iată ce spunea Mihai Eminescu. Ce s-au ales din două vieți? O mână de cuvinte, cărora abia le-ar da un preț aducerile aminte. Nimic din tine în urmă nu va rămâne. Acest ultim vers îi aparține Veronicăi Micle, se află pe piatra de mormânt de la Mănăstirea Văratec, deci dacă veți ajunge la Mănăstirea Văratec, căutați neapărat mormântul Veronicăi Micle, pe care se află acest epitaf. Și pulbere, țărână, din tine să alege, căci asta e a lumii nestrămutată lege. Nimicul te aduce, nimicul te reia, nimic din tine în urmă nu va mai rămânea. Și pentru că am promis că voi citi două, trei texte, voi începe cu unul scris de Mihai Eminescu și adresat indirect Veronicăi Micle. De câte ori iubit-o? De câte ori iubit-o? De noi mi-aduc aminte, oceanul cel de gheață mi-apare înainte. Pe bolta alburie o stea nu se arată, departe doar luna cea galbenă, o pată. Iar peste mii de sloiuri, de valuri repezite, o pasăre plutește cu aripi ostenite, pe când a ei pereche înainte tot s-a dus cu un pâlc întreg de păsări, pierzându-se în apus. Aruncă pe a ei urmă priviri suferitoare, nici rău nu-i pare acum, nici bine nu, ea moare, visându-se într-o clipă cu anii înapoi. Suntem tot mai departe de olaltă amândoi, din ce în ce mai singur mă întunec și îngheț, când tu te pierzi în zarea eternei dimineți. Mihai Eminescu și în continuare o poezie dedicată de Veronica Micle, inclusă în acest volum, cum spun, dedicată lui Mihai Eminescu și datată 16 iunie 1889, așadar la o zi după ce Mihai Eminescu a trecut în eternitate. Raze de lună, lui. Ce n-ar da un mort în groapă
pentru o răsărit de lună. Ai zis tu, și eu atunci, când pe adorul lui Aripe, dușde al iubirii farmec, privind cerul împreună, noi visam eternitate în durata unei clipe. Ce n-ar da un mor din groapă pentru o jerbie de rază, ce din lună se coboară și pământul îl atinge, să mai simtă încă o dată fruntea că îi o luminează și că în pieptul său viața cu căldură se răsfrânge. Sigur, noi credeam că dânsul ar schimba cu bucurie a sa liniște eternă, pacea lui nestrămutată pentru o rază de la lună, pentru o dulce nebunie, pentru o clipă de iubire din viața de altă dată. Însă clipa de iubire zboară. Zboară fără de urmă și în locul ei amarul și pustiul ne rămâne. Ah, și ca să porți povara unui chin ce nu se curmă, tu, cu moartea ta în suflet, te târăști de azi pe mâine. Dacă ar da un mort din groapă pentru un răsărit de lună, a sa liniște eternă, eu aș da, de voie bună, toate razele de lună, toate razele din soare, să te pot uita pe tine, să simt sufletul că-mi moare. 16 iunie 1889. Și... Veronica Miclea, așadar, este cunoscută ca poetă, dar mai puțin cunoscută este ca autoare de aforisme și acest volum se încheie cu câteva aforisme. Voi citi 5 dintre acestea. Vă rog să medităm împreună. Așadar, oamenii incapabili de a face ceva bun în astă lume așteaptă ca alții să facă chiar imposibilul. Sau, cumpăna dreptății omenești e așa de sensibilă, încât interesul de greutatea unui fir de păr nimicește echilibrul discurilor sale. Sau, dușmanul cel mai înverșunat și prietenul cel mai mângâitor este propria noastră memorie. Sau, în poezie, adeseori se sacrifică ideea pentru rimă, în viață, inima pentru situații sociale. Și ultima, câtă vreme mai ești susceptibil de o bucurie, te poți aștepta la cea mai mare durere. Închei cu momentul Eminescu și vreau să vă prezint revista Ateneu, pentru că în revista Ateneu am inaugurat, începând cu acest an, o rubrică eminesciană, în care am așezat și vom așeza în continuare, la fiecare început de an, date inedite despre biografia și opera lui Mihai Eminescu. Ei bine, am aflat cu mare bucurie că Mihai Cimpoi, un eminescolog de marcă al nostru, din Republica Moldova, Mihai Cimpoi a făcut cunoscut că la Berlin s-a descoperit semnătura lui Mihai Eminescu în dreptul primirii diplomei de cursant, atenție, și nu de audient. Deci el a absolvit, probabil vom avea și diploma, deocamdată doar semnătura a fost descoperită, a absolvit Universitatea din Berlin. Încât Tito Maiorescu, atunci când i-a cerut să se înscrie la doctorat, avea acest fundament, și anume al absolvirii Universității din Berlin. Vom avea, cum spuneam, în fiecare an câte o noutate legată de biografia și opera lui Mihai Eminescu. Vă mulțumesc!